Astăzi a avut loc o ședință ordinară a Consiliului Local al municipiului Drobeta-Turnu-Severin, în sala Virgil Ogășanu a Palatului Culturii Teodor Costescu. Pe ordinea de zi au fost discutate și aprobate proiecte importante pentru cetățeni. Primarul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Creciu, a depus toate eforturile pentru o bună funcționare a comunității pe care o conduce. Astfel, în cadrul ședinței ordinare de astăzi a Consiliului Local, s-au acordat campaniei naționale pentru investiții terenurile pentru cele două creșe noi. De asemenea, s-a discutat și despre parcelele de pământ care vor fi atribuite tinerilor severineni. Au fost foarte multe proiecte tehnice, cele care țin de reglarea anumitor probleme cu terenurile, cu concesiunile. Am dat către Compania Națională de Investiții terenurile unde se vor face cele două creșe. Reamintesc că Severinul este prins pe o listă cu două creșe noi. Avem nevoie, este important să avem grijă de cei mici. S-au mărit puțin prețurile la taxiuri, așa au cerut reprezentanții firmelor de taxiuri pentru că s-am scumpit și combustibilul, au crescut cheltuielile, dar s-au păstrat sub 3 lei, au venit cu mai mulți, noi am hotărât să fie sub 3 lei în ideea de a face un echilibru între ce pot cetățenii, dar și firmele de taxiuri să poată rezista să ne ofere servicii de calitate. Primarul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Marius Creciu, a reușit să atragă zeci de proiecte și sute de milioane de euro pentru modernizarea și reabilitarea orașului nostru. De asemenea, una din prioritățile acestuia este de a veni în sprijinul tinerilor, familii și a micilor severineni.